Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit în această zi deosebită pentru români. Actualitatea hunedoreană în ziua de 24 ianuarie vă urează împreună cu mine și cu cei din stafful acestei misiuni. Vă urează la mulți ani și la mai mare, cu ocazia unirii. Astăzi vom vorbi despre un alt simbol al județului Hunedoara și al municipiului Deva, și anume despre Cetatea Devei. Invitatul meu de astăzi este domnul inginer Alin Suciu, director Serviciu Public de Administrație Publică Cetate Deva. Bine ați venit, stimate domn! Bine v-am găsit și vă rog să-mi permiteți, cu ocazia zilei de astăzi, să urez tuturor celor care simt românește un călduros la mulți ani, multă sănătate și bucurie și să ne bucurăm cât mai mult de această frumoasă țară în care locuim. Așa e, bine ar fi dacă toată lumea ar gândi așa cum spuneți dumneavoastră, ar fi nemaipomenit. Dragii mei prieteni, astăzi vom vorbi despre această superbă cetatea Devei care înflorește pur și simplu de ceva timp, deoarece se muncește mult la reabilitarea acestei cetăți, acestei embleme a municipiului Deva. Și nu numai, spuneți-mi când a început proiectul acesta de restaurare a cetății Deva? Deci proiectul de restaurare a început acum 10-11 ani. S-au finalizat două incinte, incinta 2 și 3, care sunt incintele periferice ale cetății, urmând ca incinta 1, care este partea principală a cetății, să intre, sperăm ca de anul ăsta sau cel mai târziu de anul viitor, în restaurare. Bun, dumneavoastră sunteți director Serviciu Public Administrare Cetate Deva. Cu ce se ocupă mai exact acest serviciu în momentul de față? Deci acest serviciu are în administrare Cetatea Devei, are telecabina și Centrul Național de Informare Turistică. Este un serviciu nou înființat, care în gândirea noi conduceri a primăriei era un serviciu necesar pentru a putea să se ocupe mai îndeaproape de cerințele și nevoile care trebuie făcute pentru această cetate, în așa fel încât cetatea să devină un adevărat simbol al Devei și să ne reprezinte nu numai pe plan național, ci chiar și pe plan internațional. Mi-a spus că este inclus și Centrul de Informare Turistică. Unde este acest centru mai exact? Centrul de informare turistică este chiar la baza cetății, lângă punctul de urcare a telecabinei, în partea dreaptă. Ce se poate afla acolo? Deci, acolo este un centru în care se găsesc pliante, nu numai cu Deva, pliante care sunt colectate de la toate celelalte centre de informare din județ. Oamenii pot să vină să ia informații despre istoria cetății, dar și despre posibilitățile care le are în județul Hunedoara de vizitare. De când s-a înființat acest serviciu, inclusiv la centru este sunt niște oameni care asigură partea de ghid pentru cetate, care este o noutate. Aveți mulți turiști care vin să caute informații, să-și afle, să știe? De când s-a aflat că există posibilitatea de a avea un ghid, sunt tot mai solicitați. Până acum nimeni nu știa că există ghid, nici nu existau ghizi pentru cetate, dar acum, în momentul când oamenii urcă cu cabina, cei de personalul de la cabină îi întreabă dacă solicită ghid și dacă solicită ghid în drumă spre centrul de informare. Câți angajați are acest serviciu? La ora actuală, serviciul este înființat din 28 noiembrie 2016, funcțional este de la 1 decembrie 2016, are 29 de angajați, angajați care de fapt provin de la alte servicii din cadrul primăriei. Păi observ și eu că sunt mai multe servicii incluse într-unul singur. Mai sunt și alte obiective, nu mai era aici. Partea de cabină, care era la cadastru până la 1 decembrie. Cadastru ne-a transferat nouă. I-au detașat și au transferat în cadrul Serviciului Public de Administrare, care sunt 16-17 persoane care lucrează la cabină. Era centrul de informare care aparținea de Centrul Cultural Drăgan Munteanu, care nu prea avea sens să stea acolo.
au fost transferați toți la cabină și de aceea au apărut acești 29 de oameni care de fapt erau oameni care lucrau, dar erau împărțiți la diferite servicii și nu puteau să, da, nu puteau să facă treaba pentru care de fapt erau angajați în cadrul primăriei. Să vorbim un pic de această cabină. Mai există o cabină de tipul acesta în partea asta de țară? Deci în partea de sud-estul Europei, în momentul în care s-a montat această cabină, era unică. La ora actuală, trecând aproape 12 ani, nu știu dacă au mai apărut. Cel puțin în țară nu au mai apărut, nu știu în celălalt. În țară, sigur, este unică. Este unică, da. Și turiștii cum reacționează când văd, ia uite cabina, uite. Unii o știu, am văzut turiști care au venit doar să vadă cum se urcă cabina până la cetate. Și erau foarte încântați, uite ce frumos se vede, uite cum, da, ce condiții foarte bune sunt. Panorama este splendidă, care la urcarea cu cabina, și e o senzație destul pentru foarte multă lume și o senzație de teamă. Am mai urcat și eu cu turiștii, ziceau, dacă se întâmplă ceva, da, am zis, nu vă faceți probleme, că de-aia vină câte un om de-al nostru tot timpul cu dumneavoastră, că dacă suntem noi, sigur, nu se întâmplă nimic. Este însoțit și, dacă am înțeles bine, sunt multe sisteme de siguranță care nu permit ca să se întâmple, evenimente nedorite. Da, nu, deci sunt excluse. Chiar anul ăsta am discutat cu cei din Austria care sunt constructorii acestei cabine să se facă o reparație capitală și o revizie generală a cabinei, pentru că timp de 12 ani până acum au fost numai reparații din acestea anuale, dar o reparație capitală și o revizie nu s-a făcut. Și inclusiv se lucrează la un proiect prin care încercăm să dublăm capacitatea de urcare, să dublăm în sine capacitatea cabinei. Asta înseamnă că va fi mai mare, mai spațioasă. Da, căutăm soluțiile, eventual să punem două, acum se discută și să găsim o soluție pentru dublare, pentru că consider că nu mai face față. În 2016, câți vizitatori ați avut? Și la cetate și la cabină. Da, deci în 2016 nu am o evidență clară, este numai la cei care urcă cu cabina, au fost în jur de 190.000 de persoane. 190.000? Da, cu o zi de vârf în care au urcat 1800 de oameni într-o zi. Au fost mult mai mulți pentru că nu avem o situație clară la cei care urcă pe jos, nefiind taxați, și cei care urcă pe partea 1 nu știm câți au fost. Există și această posibilitate să se ajungă la cetate pe jos? Da, există posibilitatea de a se urca pe jos. Este chiar un traseu foarte plăcut și se urcă pe la partea 1 și... Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, cum veți atrage mai mulți turiști la cetate în 2017? V-ați făcut ceva, proiecte? Da, avem, sunt mai multe idei. În primul rând, va fi o promovare, spun eu, un pic mai agresivă din punct de vedere a materialelor publicitare și a ieșirii pe mass media în general. Am început să participăm la târgurile de turism. Am avut o primă prezență anul trecut, în 2016, în cadrul târgului de turism de la internațional de la București. O să fim prezenți și acum în februarie la târgul de turism. Inclusiv dorim și intenționăm ca anul acesta să avem și o participare la târgurile de turism internaționale, respectiv Viena, Budapesta și Berlin, care sunt trei târguri foarte puternice, cu foarte mult impact în zona europeană, la care vrem să fim prezenți. Ați mai ieșit până acum peste hotare cu acest proiect, cu cetatea, până acum să o promovați, să faceți invitații pentru alții? Până acum nu s-a promovat deloc cetatea. Deci este un an de început. Da, este un an de început, e un an mai greu, dar cred că va fi cu rezultate. Ținând seama că în fiecare an unitarienii se întâlnesc la mormântul lui Francis David aici și au o manifestare destul de mare, care anul trecut au participat în jur de 1500-2000 de persoane, este destul de cunoscută în partea de Ungaria, pentru că acolo sunt foarte mulți unitarieni și vin foarte des. Da, 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 da.
Ce evenimente vor avea loc pentru promovarea cetățenilor în acest an? Am pregătit un program destul de încărcat, care sper, adică sunt sigur că o să-l ducem la bun sfârșit. Vor începe manifestări culturale și nu numai culturale, și sportive, începând cu luna martie. Luna martie mai un pic mai timid, pentru că ne-e frică de vreme și nu știm cum va fi, și ținând seama că toate spectacolele și toate manifestările se vor întâmpla în aer liber, trebuie să avem o anumită doză de frică datorită vremii. În martie va fi un festival Rapsodia Primăverii, începând cu luna martie. Intenționăm să avem în fiecare lună un eveniment major care să fie cu impact și răsunet național, și săptămânal, în weekend-uri și astea, evenimente mai de o anvergură mult mai mică, dar în fiecare săptămână vor exista evenimente. O să avem, de exemplu, 15 august, care o să declarăm ziua cetății, pentru că am căutat în tot istoricul acestei cetăți o zi care să fie simbolul și să o considerăm ziua cetății, și singura dată certă este 13 august, când a explodat depozitul de muniție. Da, și am încercat să spunem să fie 13, dar numerologii și tot felul de... au zis că nu-i bine 13, că zic milion, da? Și atunci s-a hotărât să fie 15, că 1 plus 5 e 6, și într-o consultare, mai mult în glumă, mai mult în serios, dar s-a hotărât ca 15 august să fie ziua cetății. 15 august. Da. Acest sens, în 15 august, în anul acesta, veți avea ceva tematic deosebit? Deci în 15 august anul acesta o să avem o prezentare de mod a lui Cătălin Botezatu, care va fi un adevărat show, și plus alte multe manifestări care vor fi cu intrare gratuită, publicul având acces gratuit și la urcarea cu cabina și la toate manifestările. Vreau să vă întreb, domnule director, ce structură are publicul vizitator? Cât sunt tineri, cât sunt bătrâni, cât sunt femei, copii, bărbați, cât sunt români, cât sunt unguri sau cât sunt alte naționalități, care au fost cei mai îndepărtați vizitatori care au vizitat cetatea? Deci, ca și public, dacă ne gândim, adică facem o analiză pe vârstă, este vârsta de mijloc, 35, 45, 50 de ani, care au reprezentat cam 40-50% din public. O surpriză este, foarte mulți tineri au venit. Din punct de vedere a naționalităților care sunt, e normal, 70% sunt românii, sunt cam 15-20% au fost maghiari. Da. V-am spus că au un interes deosebit pentru cetate. Sunt legați istoric de acest monument. Iar cel mai de departe, ce am văzut eu, pentru că nu e, dar m-am întâlnit când eram pe cetate, au fost din Finlanda. Din Finlanda? Din Finlanda, și da. Și ce a făcut să vină ei în Deva? Din Finlanda până aici erau niște oameni pasionați de istorie, au fost și la Muzeul de Istorie la Magna Curie și efectiv au venit să vadă ce este în România și să afle despre istoria României, fiind în drumul lor, au intrat. Și este lor, vedeți că sunt străini care sunt interesați de istoria noastră, și eu din păcate am cunoștințe că sunt deveni și vânătorii care n-au mers odată să vadă cum e cu cetatea asta, ce e, mai ales acum când se transformă într-un mod spectaculos chiar. Chiar și numai pentru această cabină care e unică în țară. Da, e dureros că sunt foarte mulți care nu interesează de ceea ce avem aici. De multe ori preferă să se ducă prin alte țări și mult, mult mai departe și mai scump și poate mai neesențial decât la... Probabil că este și vina noastră, administrației locale, că nu am dat foarte multă importanță și nu s-a mediatizat și nu am acordat locul care trebuie să-l acordăm, nu numai cetății, istoriei în general a municipiului.
Foarte mulți elevi nu știu absolut nimic despre cetate. Acum am avut discuții și cu inspectoratul școlar și cu directorii de la diferite licee să încerc din primăvară să fac un fel de voluntariat și partea de ghiz să vină efectiv elevi care sunt pasionați de istorie să vină alături de noi, să meargă să conducă interesant. Grupurile. O să le amenajez o sală la urcarea la baza cetății unde se urcă cu cabina, care să punem calculatoare astfel încât să vină, efectiv să stea, să socializeze între ei, când vine un grup, să urce cu el și probabil că prin asta o să reușim să-i atragem și să fie alături de noi, să vină cu propuneri, ce ar vrea ei să vadă pe cetate, ce ar vrea să se întâmple pe cetate, astfel încât întreg orașul ar trebui să participe la această promovare a cetății și aducerea cetății acolo unde e locul ei. Am constatat că atunci când ești în altă parte de țară sau în altă parte a Europei și vezi Castelul Corinon sau Cetatea Deve sau alt obiectiv care e de acasă la tine, te simți foarte, foarte atras. Atunci ești curios. Mă, ce se întâmplă? De ce e acest obiectiv aici? Da, așa e. Așa este, te mândrești cu el și dacă stai să faci... Dacă l-ai tot timpul lângă tine, parcă nu mi-a... Da, nu mai este atractiv și nu mai... Trebuie să-l reinventezi tot timpul. Domnule director, pe lângă acest obiectiv, cetatea din municipiul Deva, pe lângă această foarte interesantă cabină, dumneavoastră mi-a spus că aveți încă două obiective care sunt de importanță istorică și nu deloc mică. Despre ce e vorba? Deci, în momentul când s-a înființat acest serviciu și am început să citesc și eu, inclusiv despre cetate, că nu pot să spun că eram un cunoscător al cetății, am aflat că pe raza municipiului Deva mai există încă două monumente istorice, unul de gradul A, de tip A, exact cum este și cetatea Devei, respectiv turnul bisericii din cimitirul de pe Eminescu, și mai există un conac la Bârcea Mică, conacul Barceai, conac din 1628 a fost construit și a fost conacul principiului Transilvaniei pentru o anumită perioadă. Da. Lucruri care, conacul este un monument istoric de tip B, de importanță, de gradul B. În ce stare se află ele acum? Părăsite și în paragină. Acum am reușit în luna decembrie ca, după o anumită, pentru că turnul din cimitir este de fapt al episcopiei și episcopia, în urma unor discuții cu ei, ni l-au dat nouă în administrare pentru o perioadă de 20 de ani. În administrare, da, da. În administrare, astfel încât să putem să scriem proiecte, să putem să le aducem la o anumită stare care merită să o aibă, ținând seama că este totuși un monument istoric principal. Conacul de la Bârcea la fel este în paragină. În perioada 1970 a fost transformat în școală sau în CAP, după aia în școală, s-au zidit geamurile sau, iar acum plouă înăuntru, acoperișul stă să cadă. Pentru acest lucru trebuie să faceți demersuri pentru a primi ceva fonduri, pentru a începe proiecte. Începem acum o fază de DALI, de proiectare, să vedem cam ce lucrări ar fi necesar de făcut și cam la cât s-ar ridica investiția pe etape, urmând ca după aceea în cursul anului să depunem proiecte în vederea obținerii de fonduri europene pentru restaurarea lor. Trebuie să ne gândim că în momentul când cineva vine în Deva, e foarte ușor, a venit, a urcat pe cetate, a stat 3 ore, poate merge 2 ore la Aqualand, care și ăla, și Aqualand este un punct foarte atractiv turistic pentru Deva. Au stat 5 ore și au plecat. Interesul nostru este ca să facem oamenii să vină, să stea cel puțin o noapte, dacă nu 2 nopți. Să și rămână aici. Să rămână, să doarmă aici, pentru că numai așa putem să dezvoltăm turismul, nu numai în municipiul Deva. Trebuie să fie o idee unitară și atunci trebuie să le faci un anumit program, trebuie să-i duci în mai multe locuri, astfel încât omul să poată să vină, să știe, mă duc, stau la Deva 2-3 zile, pentru că 3 zile pot să văd cetatea, da, pot să văd și, văd și Aqualand-ul, dau o fugă până la Punedoara, mai fug și până la Sarmi Săgetuză.
În Deva pot să văd Conacul, pot să văd turnul și o să urmeze ca în cursul anului să achiziționăm un mijloc de transport cu care să plimbăm turiștii în toate punctele interesante care sunt în municipiul Deva și hal Domnului că avem. E Biserica Franciscană, avem biserici frumoase, avem multe locuri, e parcul de la Bejan, multe locuri care ar putea. Și atunci se va face un tur al atracțiilor municipiului Deva cu punct final urcarea sus pe cetate. Am discutat cu firme de turism care să ne promoveze, să stabilim un anumit program de două zile, cele renumite city break-uri, cum se sunt. Care noi facem programul cu cazări, cu totul pentru două nopți, cu tot ce este, iar acest produs să fie vândut de către firmele de turism. Credem că așa va fi o promovare practic, mult mai puternică. Practic va fi un parteneriat. Un parteneriat al nostru cu firmele de turism. Exact. Da. În așa fel încât toată lumea să fie interesată, să câștige. Să câștige și să promoveze. În momentul când câștigi, atunci ești și interesat să promovezi. Și la fel, în urma unor discuții cu parteneri locali din industria turismului, ne-am hotărât să scoatem cardul turistic al municipiului Deva. Interesant. Care va fi un card, se va vinde la centru de informare. Vine omul, poate să fie card de o zi, poate să fie de două zile, încă n-am stabilit care va fi suma, dar omul care vine și achiziționează acel card știe că are o urcare cu cabina, are o intrare la Aqualand, la partenerii noștri, de exemplu, dacă merge la un anumit hotel, are reducere 30% la cazare, are intrare gratuită la muzeu, la Magna Curie, merge gratuit cu mijloacele de transport în comun ale primăriei municipiului Deva și plus că o să mai căutăm parteneri care să facă parte din partea de restaurante și astea care merge, prezintă cardul și automat o să aibă reducere când mănâncă sau... Asta înseamnă să fie un circuit foarte clar definit și la un moment dat și cointeresarea să fie pe măsură, pentru că toată lumea trebuie să participe, dar să și câștige, să fie... Da, normal. Să fie interesant, dar dacă stăm și ne gândim că... Numai de unul singur nu prea poți să faci mare lucru. Nu ai cum. Da. Deci singur nu se poate. Așa. De aceea suntem o comunitate și trebuie să ne invităm. Ideea că v-ați gândit să invitați și muzeul din Deva, care... Este normal să fie. Trebuie să ne gândim că cetatea de vei a fost o cetate de ostași, de pază. Magna Curie era locul unde stăteau boierii. Deci sunt legate. Nu poate să existe una fără celelalte. Sunt foarte clar o legătură puternică. Există proiecte care pot fi accesate pentru a realizat toate aceste obiective? Da, deci... Fonduri europene sunt... Fonduri europene, urmează să depunem un proiect pentru restaurarea incintei 1 pe fonduri europene, iar în rest, tot ceea ce înseamnă promovare, spectacole și astea sunt fonduri care vin din bugetul primăriei locale, urmând să mai vedem alte surse de venituri. Am înțeles. Bun, aș vrea să-mi spuneți această restaurare pe care doriți să o faceți la Conacul de la Bârcea Mică. N-am mai auzit de acest obiectiv, deci dovadă că sunt lucruri care pot să fie descoperite într-un mod chiar plăcut. Când credeți că va începe această restaurare? Deci în momentul în care... Care sunt pașii de urmat? Deci pașii de urmat, eu am dat deja să se comanda ca să se facă un anumit studiu, ca să vedem exact despre ceea ce este nevoie acolo. Am fost cu arhitecți acolo care au început să lucreze. Se va face un așa numit DALI, care este partea de început, care el ne spune investiția, în ce valoare ar trebui să fie, ce lucrări ar trebui făcute. După ce se face acest DALI, se trece efectiv la partea de proiect tehnic și de restaurare, adică prima parte, obținerea fondurilor. Am înțeles. Dar sper să ne descurcăm. E foarte clar, asta este și datoria mea, în primul rând aici, de a căuta fonduri și de a putea să aduci să faci tot ceea ce îți propui, care nu este un lucru ușor.
Aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu cazarea acestor turiști care vin în Deva și dumneavoastră vreți să-i țineți aici. V-ați făcut un calcul cam câte locuri sunt acum, câte ar putea să se mai formeze? La traficul de turiști care l-am avut noi anul trecut cu cetatea, deci în jur de 190.000, în discuțiile cu un vicepreședinte de la Federația Patronatului din Turism, domnul Lucian Stanciu, s-a ajuns la concluzia că nici măcar 8% dintre ei nu au stat și nu s-au cazat aici. Posibilități de cazare sunt multe în Deva, ținând seama că avem un grup destul de important. Sunt hoteluri, sunt foarte multe pensiuni. Sunt foarte multe pensiuni. Și alte lucruri de care, la ora actuală, datorită faptului că este mănăstirea de la Prislop și Arsene Boca, încă sunt, mai au clienți. În rest, neavând nicio atracție foarte importantă, de aia nici nu vin și acei turiști, 190.000, m-am spus, nici măcar 8% n-au noptat în Deva. Deci ca și locuri de cazare și astea, suntem acoperiți la ora actuală. Nu cred că vor fi probleme. În programul meu de management, în momentul când am dat examenul pentru ocuparea acestui post, eu m-am angajat cu asigurarea unei creșteri de 25-30% a numărului de vizitatori. Deci preconizăm ca anul viitor să avem undeva la 240-250.000. Urmând ca peste un an să ajungem la 300.000 și în perioada de 4 ani de zile, planul meu este să ajung undeva la 400.000 și sper să-l realizez. Adică sunt sigur că o să-l realizez. Deci din punctul de vedere a căzării nu sunt probleme. Avem posibilitatea de a acoperi. V-ați gândit să atrageți și comunele și primările din jur, care la rândul lor să aibă ceva de oferit sau ceva locuri de cazat, unii care vor să facă agroturism să poată să facă și așa ceva. Deci am început niște discuții cu cei de la Castelul de la Hunedoara, da, care sunt foarte interesat să facem o colaborare, pentru că trebuie să existe. Dar sperăm că acum, legătură, da, nefiind un serviciu clar care să se ocupe de asta, în general nu s-a prea ocupat nimeni de cetate. Ce am făcut? Cabina, merge cabina, luăm banii de la cabina, îi depunem și gata. În rest nu s-a făcut nimic. N-a fost o direcție. Nu a fost, da, clar, o direcție, tocmai de aceea conducerea primăriei s-a gândit că trebuie înființat acest serviciu și este necesar. Dacă vrei să faci un lucru profesionist, să-l faci cu gândire, cu o anumită temă, să știi că ai un plan pe termen scurt, mediu și lung. Asta a fost. Eu când am venit, nu era niciun pliant la centru de informare. Am înțeles. Nu existau. Numai pizzeria cu tare, restaurantul cu tare. Dar cu Deva nu a existat niciun pliant. Și acest pliant acum există și ce promovează? Deci, în prima fază a făcut, este un pliant care promovează cetatea Deva și este un pliant care s-a făcut, de fapt, o broșură, pentru că are 17-18 pagini, care promovează municipiul Deva. Care există, acum sunt, oamenii sunt foarte interesanți, veneau, cereau și nu aveau ce să le dea fetele. Scoteau câte o hârtie la imprimantă, uitați, luați o poză cu cetatea. Spuneți-mi, în acest moment, care este valoarea unui bilet pentru a vizita cetatea, pentru a merge la Aqualand, prețurile astea, ca să... Deci este 10 lei o urcare și coborâre, da, cu cabina. Este un preț care sperăm să îl putem ține la 10 lei. Eram odată sus și... Acest preț include și vizitarea cetății? Da, da. Deci nu există un preț pentru vizitarea cetății. Da, da, da. În urma stabilirii bugetului pe anul ăsta, probabil că va exista un bilet, 2 lei, 3 lei de vizitare a cetății și cei care urcă pe la poarta 1 pe jos să plătească și ei un 2 lei, 3 lei. Trebuie să ne vedem, trebuie să fim conștienți că ne trebuie un anumit buget, care singura sursă de venituri la ora actuală e numai telecabina și vizitarea cetății. Eram sus și a venit un grup de la Sibiu.
Ziceau, am venit aici pentru că este foarte ieftin și noi suntem pasionați de istorie, nu putem să mergem să vizităm un alt obiectiv, nu vreau să dau nume, pentru că acolo e foarte scump. Dar când am văzut că e numai 10 lei, ne-am suit în mașină și ne-am zis, hai că duminica asta mergem să vedem cetatea. Era un grup de vreo 5 persoane, o familie cu copii, cu astea, zice că Oamenii își fac bugetul și își apreciază fac bugetul și un preț apreciază. mai rezonabil, De-aia cumva, da? m-a impresionat lucrul ăsta. Am văzut și că este foarte important prețul biletului și o să încercăm să-l ținem cât mai mult. Am înțeles. Dacă vin cu mașina să vizitez cetatea și celelalte obiective, unde mi-o pot lăsa? Deci este o parcare, parcarea mare, care este la baza cetății, parcul cetății, așa zis, unde e Da? urcarea cu telecabina. Dacă vreți să urcați pe jos, se poate merge cu mașina. E adevărat că lumea nu știe, pentru că nu sunt puse indicatoare spre cetate. Nici asta nu există și... Aveți ceva de Da, muncă știu, este în mult de următorii ani, muncă. da. Dar de-aia suntem aici. Exact. De-aia ne-am angajat. Eu consider că e o provocare pentru mine și de-aia am venit să fac treabă. Spuneți-mi, oamenii pe care îi aveți în subordine, colectivul în care lucrați, din cine este format? Ce profesii au cei cu care lucrați? Deci sunt Bănuiesc că cei de la cabină sunt mai mult tehnicieni. ingineri, Da. da, sunt ingineri, muncitori calificați Da, da, și da. Care cei sunt de la specializați cabină. pe Da. acest segment. La centrul de informare sunt 3 persoane, care sunt, 2 dintre ele sunt cu studii superioare, o persoană cu studii medii. Mai avem 2 persoane care sunt la un, așa zis, departamentul de promovare și de Da, da, marketing, da, da. care sunt studii superioare amândouă. Sunt 4 persoane care asigură funcționarea, adică contabil, jurist, Da, resurse partea de... umane, partea de Bun, aș vrea funcționare să vă și cam întreb. atât ai tot Aș vrea personal. să vă întreb despre acest ghizi. Ghizi, de unde îi luați? Deci, ghizii sunt fetele care lucrează la centrul de informare și am mai angajat încă 2 persoane în cadrul serviciului administrativ, care, de fapt, nu o să facă serviciu administrativ, o să fie tot ghizi, pe lângă altele. În ce limbă se pot Deci, la ora descurca actuală, lucrurile? se pot da explicații în engleză, germană și maghiară. Aceste trei limbi. Da. Am înțeles. Mi-a plăcut ideea pe care mi-a spus-o dumneavoastră de a lua copiii, de a lua elevi și să-i promovați, să învețe exact acest ghidaj care este foarte Da, important. asta e, în primul Se rând și ar fi, impresionează când... da, în primul rând am spus, o să le creez acel centru unde să socializeze, să discute între ei. Să, prea mult lumea stă numai în casă și stă și butonează la... Din păcate, așa se Din întâmplă. păcate, Da, asta este. În prima fază nu avem posibilitatea să-i plătim, dar e foarte clar când vine un autocar, fiecare... Am fost și eu peste tot și dacă am fost mulțumit de ghidul respectiv și mi-a plăcut, toată lumea strângeam bani când mergeam în excursii și se dădeau la ghid. Deci probabil că au și posibilitatea să-și facă un ban de un suc sau care fiind voluntariat nu ne împiedică, adică nu îi împiedică cu nimica să, dacă li se oferă o anumită sumă pentru că fac acest serviciu, să nu-l ia. Pentru că ei sunt voluntari pentru mine și acești voluntari, de exemplu, pentru a ajunge să colaboreze cu dumneavoastră, ce trebuie să facă? deci, în prima fază, trebuie să vină să știm că știu o limbă străină. Să Bine. cunoască o limbă Să străină. cunoască o limbă. Engleză, germană, franceză, maghiară sau Orice limbă, altceva. nu, da. Pentru că vor fi și grupuri în limba română, deci nu e. O daneză, că nu. Sau daneză, da. Să sperăm Da. că. Am înțeles. Și să le placă istoria, să învețe ceea ce le dăm noi, pentru că normal o să aibă un material pe care trebuie să-l știe și să-l prezinte. Că trebuie să fie totuși o prezentare profesionistă, nu putem chiar să ne jucăm cu asta. Dar, în primul rând, cred că trebuie să aibă pasiune. Da. Ați avut până acum cereri din partea tinerilor, a elevilor? Nu, acum am început, deci proiectul este la început. Au fost demarate discuțiile cu Cum conducerile au liceului. reacționat directorii de școli? Au fost foarte încântați de ideea care am avut-o.
Și sunt foarte deschiși la colaborare. Noi avem semnate, am semnat cu fiecare liceu din DEVA protocoale de colaborare și de ajutor de, pentru promovarea cetății. Am înțeles. Și am avut o deschidere extraordinară și din partea inspectoratului școlar și din partea tuturor directorilor de liceu. Domnule director, aș vrea să vă întreb dacă ajung în sus, la cetate. Bun, poate acum, da, chiar și acum, iarna, de exemplu, ce pot să fac acolo? Pot să stau, să beau un ceai, să ascult un expozeu, pot să mă informez, acolo există locuri în acest sens? Deci la ora actuală nu puteți să faceți nimic, numai să vă plimbați. Așa, vă gândiți să faceți ceva în această direcție? Am discutat din, probabil că în aprilie vom finaliza proiectul, va exista un ghid audio pentru cetate, va exista o aplicație care poți să o descarci pe telefoanele mobile. Adică se lucrează la ea în momentul de față, descarci aplicația acasă, știi că te duci la DEVA, ți-ai descărcat aplicația acasă, în momentul când ai urcat cu cabina pe bilet o să ai un anumit cod prin care poți să deschizi aplicația, deci nu va costa nimic în plus, numai trebuie să urci. Și atunci în momentul ăla, în momentul când ai ajuns pe cetate, începe aplicația să-ți prezinte cetatea în... Vor fi 16 balize în punctele importante. Când te apropii de o anumită baliză, pe ecranul telefonului o să-ți apară. Este bastionul Cutare. Și spune despre bastion. Este platforma artileriei. Când te apropii de aia, o să spună despre exact. Platforma artileriei. Vor fi inițial în limba română, maghiară și engleză. Urmând să vedem dacă vor fi solicitări, putem să punem și în alte limbi. Spuneți-mi, există vreun ordin al cavalerilor de DEVA? Există. La ora actuală, nu. Că am înțeles că există tendințe de a se forma un ordin. Sunt diferite ONG-uri cu care am luat legătura. Care și am vorbit cu tineri care sunt foarte entuziasmați. Au, da. Fie cavaler. Au tendința de a face așa ceva, pentru că toate evenimentele care se vor întâmpla sunt, v-am spus, foarte puține care sunt cu implicare națională, adică prezentarea mobilei și câteva concerte cu formații. Astea, în rest, toate sunt făcute în colaborare cu ONG-uri de aici. Cu Terra Dacică, cu... Da, da. Și vor fi ales că aveți de unde să alegeți. Avem de unde să alegem, hardware-ul că avem. Bogată, da. Sunt oameni foarte dornici de a face ceva. De exemplu, de la 1 august până în 30 septembrie, în fiecare joi, va fi o organizație care va veni și joia de la 5 la 7 va face tot felul de mâncăruri din vremurile alea străvechi, cu rețete, învață pe oamenii cum să facă mâncare și tot felul de ateliere, de sculptură, de... Deci vor fi evenimente care încerc să le permanentizez. Să știe lumea, domne, sâmbătă de la ora 11 până la ora 2 sunt lucruri care se fac pentru copiii noștri. Să știe că sâmbătă de la 11 la 2 merge cu copilul acolo că o să sau învață să tragă cu arcul, sau învață să coasă la gherghef, sau să facă olărit. Dar știe că în fiecare sâmbătă, eu dacă mă duc pe cetate cu copilul meu, care are 10 ani, pot să las acolo liniștit 3 ore care ce să facă și învață ceva. Am văzut această activitate la castelul din Hunedoara și o încântare formidabilă pentru micuți când le dai câte o sabie să îi arăți cum se lucrează cu așa ceva, un arc sau o suliță și, cum a spus dumneavoastră, dar nu-i mai mult de acolo, nu-i mai miști. Și, într-adevăr, aceste obiceiuri culinare prezentate în zona acolo au făcut senzație. Mă ales că au coborât și pădureni de acolo, au venit și ei cu plăcintele lor celebre și aici se găsesc așa de multe încât sunt ferconvins. Și trebuie să ne promovăm oamenii noștri. Valorile locale și oamenii noștri. Valorile locale trebuie promovate, ei să fie alături de noi și noi să fim alături de ei. Bun, ce sprijin vi se oferă din partea primăriei? Deci, din partea primăriei am tot sprijinul și din partea domnului primar și a viceprimarilor și a conducerii primăriei în general. Am zis că e deschidere în sensul este asta. O deschidere. Mai ales că domnul primar copilului de suflet. Da, e copilul de suflet și toată lumea și-au dat seama de importanța acestui monument și știu că prin asta, de fapt, ne promovăm noi. Promovând cetatea, se promovează turismul, automat, foarte multe, pe orizontală, se poate dezvolta foarte mult. Bun, aș vrea să vă întreb dacă în viitor
credeți că veți avea ocazia să organizați, știu eu, întâlniri cu alte cetăți din alte părți ale țării sau ale Europei? Da, avem intenția să facem acest lucru. Încă nu am stabilit foarte clar care vor fi următorii pași, dar un prim pas, de exemplu, anul acesta o să avem organizat un concurs internațional de tir cu arcul, în care sunt echipe care vin de la alte cetăți care au formate echipe de tir cu arcul și primul pas că de la alte cetăți vor veni aceste echipe și se vor întrece aici. E primul contact cu ei. După aia trebuie gândit, pentru că e un lucru care trebuie gândit foarte bine și analizat foarte bine pașii, pentru că dacă nu pornești bine, s-ar putea să fie un fiasco și atunci nu mai poți să-l îndrepți. Foarte greu să repari ce ai stricat. Foarte rău să repari. Și atunci urmează să am întâlniri cu cei de la Alba Iulia, cu cei de la Castel, să ne gândim să avem un plan comun de gândire și de... Pentru că pe o rază de 100 de kilometri avem foarte multe monumente istorice. E un și... județ muzeu, practic, da, Hunedoara. Exact, ce are Alte Hunedoara. Județe, poate, nu au. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că Constanța este mai are mai multe decât are Hunedoara, Hunedoara fiind pe locul 2 în România. Da, exact. Bun, spuneți-mi, credeți că într-un viitor, nu chiar foarte îndepărtat, veți avea mai o echipă mai mare? Mi-ați spus că doriți să luați un autocar sau un mini-autocar. Asta presupune iarăși un șofer, un mecanic, presupune mai multe chestii. Va fi o colaborare cu celelalte servicii, pentru că nu cred că la ora actuală... Sau vă gândiți tot așa să luați... Da, să fim într-o colaborare, pentru că nu ne permite bugetul, nu suntem destul... Trebuie să fiți foarte atenți la da, acest trebuie buget să care fim. Vă restringe. Iar tot în planul meu de management am spus că în decurs de 2 ani, maxim 3 ani de zile, cetatea să devină profitabilă. Pentru că adevărul este că la ora actuală cetatea înghite bani de la bugetul local. Încă mai local. Consumatoare, da, de fonduri. Încă este consumatoare. În cât timp se vor termina lucrările la cetatea de vei? Deci în funcție de programe, dacă ce, se... În anul 2017 ce se va face? Deci probabil dacă reușim, anul 2017 va fi numai anul de proiectare și totul depinde de fondurile europene, ce axe se mai deschid și de unde putem să accesăm. Probabil anul 2017, eu sper să apară niște finanțări pentru monumentele istorice, dar cert va fi anul 2017, va fi anul de proiectare, lucrările putând începe din 2018. Până acum, de exemplu, ce firmele care au lucrat, ce au făcut la acest obiectiv? Deci până acum s-a restaurat incinta 2 și 3, care sunt partea de... S-au făcut porțile, se s-au făcut zidurile, clădirile, da. S-au restaurat zidurile. Cu ce scop au fost ele create inițial, aceste incinte? Erau scopuri de apărare, bănuiesc. Da, deci numai de apărare. Cetatea a fost o cetate de apărare. Sus în cetate stăteau numai ostașii care apărau zona respectivă. Câți soldați erau? Sincer, nu știu. Așa. Mă gândeam că poate vedem vreun soldat îmbrăcat acolo să ne ceară socoteală. Hai. O să-l vedeți. Da. Deci din primăvară o să-l vedeți. Bun. Pentru că... Mai avem sub 2 minute din această emisiune și aș vrea să revenim un pic asupra programului, asupra costurilor și asupra evenimentului care vor fi în anul acesta. Vă ascult. Deci programul de la ora 9 dimineața până la 9 seara, da, pe perioada verii, va fi. Costurile încercăm să le păstrăm la 10 lei urcarea, dar probabil va fi o taxă de vizitare a cetății, care, da, nu va depăși 3 lei. Manifestări foarte importante, va fi un festival de jazz, va fi acest concurs Film de... Fi. Festivalul de jazz este prevăzut în luna august. Așa. Va fi un festival al mustului în luna octombrie, rapsodia primăverii în luna martie, care înseamnă 3 zile de concerte. Va fi un festival de teatru pe o perioadă de
trei zile în care încă n-am stabilit data, pentru că se face în colaborare cu teatru de stradă de aici din Deva, care nu va fi numai pe cetate, va fi în tot orașul, vor fi puncte unde se vor juca diferite piese de teatru, în discuțiile care le-am avut cu domnul director Panaitescu, da? Prezentare de modă și tot felul de ateliere, de activități specifice perioadei medievale din care e, cam asta. Am înțeles. Ne vom opri aici. Domnule director, vă mulțumesc pentru aceste precizări care, la un moment dat, uite, dacă devenii și hănezurenii ne-au ascultat, pot să-și creioneze o zi liberă, cum e asta, pentru așa ceva. Vă mulțumesc, dragii mei, că ne-ați urmărit. Vă urez o zi cât mai frumoasă în continuare și, bineînțeles, la mulți ani cu ocazia acestei zile românești. La revedere! La revedere!